Bună, sunt Alin de la semințegazon.ro Suntem la mijlocul lunii august Încă mai avem temperaturi destul de ridicate la 35 de grade Dar după cum am uitat eu la meteo așa prin țară Cam în ultima săptămână cu temperaturi uh, ridicate O să înceapă să scadă temperaturile la sub 30 de grade Cei care vă gândiți să însămânțați o puteți face când cei care doriți să supra-sămânțați, fie că să dați de sime gazonului, fie că ați avut o însămânțare eșuată în, în vară, o să puteți corecta. În acest tutorial am să vorbesc despre, sau mai tare am să mă refer la cei care au gazonul mai de anul trecut, ce operații sunt de făcut la gazon în luna august. Cum am zis, temperaturile încep să scadă, gazonul intră într-o perioadă bună lui, luna august sau sfârșitul lunii august, luna septembrie, octombrie, e perioada când gazonul își reface foliajul și își reface rădăcina. Dacă pe parcursul verii ați avut ceva probleme cu irigatul, nu ați irigat corect sau aveți uh, o incidență de buruieni, Asta le puteți rezolva acum la sfârșitul lunii august. Dacă peluza de dumneavoastră e întreținut conform tutorialelor video care le facem noi pe canalul nostru de video, la care vă rog să vă subscrieți dacă nu sunteți subscris, să apăsați și pe butonul acela de notificare ca să fiți anunțați când mai adăugăm câte un tutorial și bineînțeles dacă vă plac clipurile noastre dați și un like, dați și un share cunoscuților de noastră. Deci dacă ați întreținut conform tutorialelor noastre gazonul, ar trebui și al dumneavoastră să arate cum arată aici gazonul. Adică un gazon frumos, fără buruiană sau aproape deloc buruiană, des, verde. Nu e verdele care aș vrea să fie pentru că am făcut aici câteva teste cu îngrășăminte și a trebuit să-l mențin, cum să zic, înfometat. În schimb, acum, la mijlocul lunii august, E perioada când trebuie să intervenim neapărat cu îngrășământ solid la gazon. Dacă vrei să dați și îngrășăminte foliare, foarte bine. În schimb, luna august, mișlocul lunii august, e luna când trebuie să intervenim cu îngrășământ. Cum am zis, e perioada când gazonul își face foliajul, frunza de gazon trăiește undeva cam 5-6 săptămâni și permanent gazonul trebuie să și îl înlocuiască. O să și îl înlocuiască dacă este hrană. Dacă gazonul e des, nu doar că aspectul e frumos, ci și suprimă buruiană. Și un lucru foarte important care noi nu îl vedem, sau dumneavoastră nu-l luați de multe ori în considerare, e rădăcina gazonului. Dacă avem o rădăcină sănătoasă, mare, ramificată în sol, și planta noastră de gazon o să fie sănătoasă. Da? Acum e perioada când gazonul își duce toate resursele în a-și mări sistemul radicular. De aia are nevoie de hrană. Dacă aveți o rădăcină adâncă, profundă, și la, la, iarnă gazonul dumneavoastră va rămâne verde. Acum, la începutul lunii august, la mijlocul lunii august, începe să răsară buruiana aceea nenorocit pe anu. Nu sunt ierbicide care să o combată. Singurul lucru cu care o putem noi combate îi să avem un gazon des care să o suprime, să irigăm cât se poate de rar și cât se poate de abundent ca să nu ajutăm semințele să germineze. Poa anu are acea rădăcină foarte mică, de un centimetru, poate maxim 2 centimetri și de asta trebuie să irigăm rar. În mai toate tutorialele noastre am atras atenția asupra acestui subiect, nu mai irigați din zilnic gazonul, pentru că nu o să scăpați de poana sau dacă nu o aveți, cu siguranță o să apară. Acum, la mijlocul lunii august, v-am zis aplicarea de îngrășământ solid. Ideal, cum apare și în ghidul nostru la sfat în meniu, sfaturi tehnice, ghid general. Acolo sunt acele patru operații de întreținere a gazonului și dacă o să vă uitați pe calendar acolo cu scarificare, o să vedeți că recomandăm scarificarea gazonului în luna august și și aplicarea de îngrășământ solid. Și atunci asta am să fac și eu. Am să tun gazonul, poate cu o treaptă mai jos decât îl tun normal, apoi am să trec să scarific cu arborele, cu sârme al mașinii de scarificat, apoi am să aplic îngrășământul solid. O să filmăm toate operațiile cum le facem, la ce să acordați atenție. Da? Dacă ați urmărit videoclipul până aici, nu înseamnă că deja știți să faceți ce e de făcut. Sunt anumite chichițe, să zic, la care să, să aveți grijă. Cei care aveți experiență, le știți. Însă, cei care încă aveți probleme cu gazonul, vă rog, urmăriți tutorialul până la sfârșit ca să vedeți exact cum se procedează la scarificarea gazonului și distribuirea îngrășământului solid. E un tutorial de ajutor, o să vă ajute și în câteva zile, în foarte puține zile de la această operație, gazonul dumneavoastră va arta mult mai bine. Scarificarea asta o să mai smulgă și din po -o anua dacă aveți, o să mai smulgă afară din trifoi, o să mai smulgă în special burenile cu frunză cu frunză lată care o aveți în gazon. Distribuirea îngrășământului solid o să dea un boost gazonului de verdeață, o desime mai mare care iarăși o să suprime pe viitor să răsară bureni. Gata cu vorbăria, o să-i dăm drumul. Prima dată o să tundem. am tons cu o treaptă mai jos decât îl totul de obicei. Ați văzut, rămâne frumos, avem și ceva dungulite. Uh, dungulițe. Acum o să pornesc scarificatorul și am să încerc să mă duc un pic în X cu el, da? o să fac două treceri. Scarificarea asta. Nu o să punem arbore de scarificat până maxim de jos. Asta o lăsăm pentru luna septembrie, sau luna aprilie-mai, când gazonul e în, perioada lui favorabilă de refacere. O să pun scarificatorul pe o treaptă mai susă, o să fac câțiva pași, văd ce iese în urma lui și eventual îl mai cobor. Da? Ce vreau îi să nu dăunez gazonului, să scot iarba uscată, pentru că gazon des înseamnă frunză, frunza trăiește 5-6 săptămâni, apoi moare și e bine de scos afară. Am să porni scarificatorul, o să-i fac trecerile acestea în, în X și o să vedeți câtă frunză uscată este Gazonul ăsta l-am scarificat de două ori deja anul acesta. Ce îi urmați recomandarea noastră, aceea de a scarifica gazonul cu, a, cu tamburul cu sârme de 3-4 ori pe an, pentru că e o operație puțin invazivă la gazon, îi place foarte mult, ajută împotriva bolilor, ajută multe privinței și pur și simplu merge repede. Adică poate un scarificat durează de două ori sau de trei ori mai mult decât un tuns. Făcut la două luni de zile nu e o operație care să vă consume atât de mult timp. În schimb, dacă scarificați gazonul o singură dată pe an, o să vă și distrugeți gazonul, o să și aveți mult vol un volum mare de muncă odată. Faceți mai des și o să fiți răsplătiți pentru asta de către gazon. Să-i dăm bătaie!

asta se întâmplă la un gazon care e des, are frunză, moare, cade pe sol. Uite. Asta aici, frunză care cândva era verde și ne făcea gazonul frumos. I-am făcut o trecere, o să las un pic iarba să se usuce, o să fie mai ușor de strâns, cu grebla, apoi o să mai trec cu scarificatorul pe, pe cealaltă direcție dar am zis că fac un pic în X apoi o să trec cu mașina de tuns ca să adun frumos toată uscătura după ce am trecut cu grebla cei care aveți iarba mai mai rară un pic iar un, iarba poate crește așa pe orizontală cu scarificarea asta o să se ridice tulpinițele și când tundem o să scurtăm din ele și iarba o să se îndesească dăm bătaie în continuare am scarificat. O să distribuim îngrășământul solid. Eu am aici 300 de metri pătrați. Vreau să distribui 3 kg de îngrășământ pe 100 de metri pătrați. Deci am nevoie de 9 kg. Am să împar 9 kg în două jumătăți. Cu o jumătate am să mă duc pe o direcție, cu o jumătate perpendicular pe prima direcție, ca să am o uniformitate cât mai bună la distribuirea îngrășământului, fără să sau așa mai departe. După distribuirea îngrășământului solid, dacă doriți, puteți aplica fers humic, water plus, ca să îmbunătățiți solul care îl aveți. Ce e foarte important, după distribuirea îngrășământului solid, neapărat să irigați. Puteți distribui îngrășământul solid și la mijlocul zilei și puteți să și irigați. Nu se întâmplă nimic cu gazonul dacă îl irigați la ora 12. Absolut nimic. Eu acum uh, nu am cântar, dar știu că în recipient ăsta am 2 kg jumate și în total am de distribuit uh, 9 kg. Aceste 9 kg de îngrășământ, mai exact 3 kg pe 100 de metri pătrați, o să fie suficient la gazon undeva cam pentru 2 luni de zile. Ce e important, și nu săriți peste asta, faceți patru fertilizări pe an, două primăvara și două toamnă. Cele cea mai importantă perioadă din an pentru aplicarea îngrășământului solid E toamna, nu primăvara. Pentru că, dacă, de exemplu, doar de doriți să aplicați de două ori îngășământ pe an, să zic, da? că nu vreți să dați mai mult îngășământ gazonului, cele două aplicări de îngrășământ să le faceți toamna, pentru că toamna nu mai avem presiunea burionilor. Toamna e perioada propice la gazon să se îndese, să-și dezvolte un aparat radicular care la primăvară o să împiedice să răsară burieni. Dacă dați îngrășământ doar primăvara la gazon, faceți o mare greșeală, pentru că primăvara și vara avem cea mai mare presiune a burienilor. Aplicați îngrășământ doar primăvara, o să dați de mâncare burienilor. Corect să aplicați îngrășământ de 4 ori pe an, în martie, undeva prin aprilie-mai, în august și la sfârșitul lunii septembrie. Foarte important. De regulă, e bine ca înainte de aplicarea îngrășământului solid să scarificați. Ce îngrășământ să solid să folosiți acum în luna august? Eu am să folosesc îngrășământul care comercializăm de noi, Soy Life. E un îngrășământ bel, balansat, să zic, da? Are titlul 16015, are și magneziu care să ne dea culoare, și mai are și fungi, bacterii benefice care o să ajute și arba și o să ajute și solul. Trebuie să-i dau bătaie, că mă glăbesc în altă parte. <laughs> Cam asta a fost cu scarificarea și distribuirea îngrășământului, acum la mijloc de august. Nu că e important aplicarea de îngrășământ acum la, la mijloc de august, ce e foarte important. Trebuie înțeles, gazonul e o plantă care are nevoie de un sol fertil. Sorul fertil pentru gazon se menține cu minim 3 aplicări de îngrășământ pe an. Ar fi bine să aveți 4. Dacă aplicați de 4 ori îngrășământ pe an, costurile sunt undeva la un îngrășământ bun pentru gazon, e undeva la un 350 de lei pentru un sac de 25 de kilograme, care ajunge undeva pentru 800 de metri pătrați. Adică la o peluză de 200 de metri pătrați, va ajunge pentru 4 aplicări. Faceți-o, pentru că gazonul de asta sau curtea, nu doar că va fi mai frumoasă, mai verde, dar și rezistența la boli, uh, suprimă mai bine buruienile Gazonul are nevoie de mai mulți nutriență decât buruienile. Dacă îi conferim a gazonului condițiile bune de creștere, buruienile o să fie istorie. Aici gazonul acesta n-a primit niciodată ierbicid, nu sunt buruieni în el. Ce am făcut, îi am respectat acel ghid care găsiți pe semințegazon.ro la secțiunea sfaturi tehnice, la primul buton. Ghid general. Acolo aveți cum să tundiți corect gazonul, cum să-l irigați corect când să aplicați îngrășăminte solide, un calendar pentru aplicarea îngrășămintelor solide în funcție de aspectul care îl e, doriți și traficul existent în curte, un calendar pentru scarificare. Mai uitați-vă acolo la secțiunea sfaturi tehnice când aveți timp, pentru că sunt sfaturi utile. Dacă le puneți în practică, bă, garantez că rezultatele nu o să se lase așteptate. Ce îngrășământ să folosiți acum în luna august? În luna august din Portofoliul nostru de îngrășăminte, Vă recomand fie Soy Life, fie Sprint N, fie Perfect Life. Sunt îngălșăminte cu un conținut mai ridicat de azot îi azot cu eliberare lentă, sau o mare parte din azotul, din îngrășământul, cu eliberare lentă, aplicarea, aplicarea îngrășământului o să dea în primele, chiar la câteva zile după aplicare, o să dea așa un boost gazonului de, de verde, de desime, și apoi o să-l mențină așa, fără creștere accelerate, undeva cam două luni de zile. La ce mă refer de creșterea accelerată? Dacă ați mai folosit îngrășăminte pentru gazon de gen agricol, de gen de la magazine de bricolaj, atenție! Acelea când le distribuiți, da, se observă imediat, la 2-3 zile după aplicare, un, o creștere din asta miraculoasă a gazonului. Acelea nu sunt îngrășăminte sănătoase. Acelea sunt steroizi pentru gazon și steroizi nu fac bine nici omului. După distribuirea îngrășământului solid, care am făcut-o aici, am aplicat 3 kg pe 100 de metri pătrați, am 300 de metri pătrați, am aplicat un 9 kg și un pic, am avut grijă ca să dau uniform. Ce înseamnă uniform? Distribuirea sau un îngrășământ solid se distribuie, îl putem distribui uniform în gazon dacă distribuim undeva la 3 kg. Avem nevoie de 3 kg de granule ca să distribuim uniform pe 100 de metri pătrați. Aici am nevoie de 9, sau am avut nevoie de 9 kg, am împărțit cele 9 kg în două jumătăți. Cu o jumătate m-am dus pe o direcție, cu o jumătate m-am dus perpendicular pe, cea, pe, prima direcție. Și apoi, imediat trebuie irigat. Liniștit, chiar dacă e cald, puteți distribui îngrășământul și la mijlocul zilei. Ce important e să-l irigați. Întrebarea asta, care se pune de multe ori, nu se întâmplă nimic cu gazonul dacă îl irigăm ziua și 30 de grade. Nu, nu se întâmplă absolut nimic, puteți să-l să irigați, să uh, irigați liniștit. Cei care nu sunteți subscriși la canalul nostru, vă rog să o faceți. Mai uitați-vă la videoclipurile care le avem pe canal, cu siguranță oricare dintre videoclipuri vă vor fi, vă vor fi de ajutor. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii, o să vă răspundem cât de repede putem, de regulă, de pe o zi pe alta. Dacă e weekend, trebuie să așteptați până luni. Alin, de la Semințe Gazon, vă salut! La revedere!